Salutare, dragilor! Astăzi vom face o cremă balsam, ca să zic așa, foarte hidratantă și vă spun de ce este cremă balsam. Este o cremă foarte bună pentru față, corp și mâini, dar în același timp un balsam super hidratant pentru părul nostru. Bun, avem nevoie doar de două ingrediente și anume o frunză de aloe vera. Uitați ce frunză mare am eu aici. Și ulei de cocos, dragilor. Ce să vă spun despre aloe vera? Este cunoscută ca și planta minune și are proprietăți antibacteriene, care îl fac unul dintre cele mai bune tratamente naturale pentru ameliorarea psoriasisului, hidratează pielea și împiedică apariția semnelor de îmbătrânire prematură. De asemenea, aloe vera conține vitamina C, care este prezentă în gelul de aloe vera și este responsabilă pentru producerea colagenului și pentru creșterea elasticității pielii. Deci eu, vedeți câte proprietăți are pentru piele. Eu o să curăț planta și o să facem gelul de aloe vera cu... Uitați ce sănătoasă este această plantă de aloe vera. Iar pentru păr, dragilor, gelul de aloe vera hidratează și calmează scalpul uscat, eliminând problemele legate de părul uscat, părul deteriorat. De asemenea, datorită proprietăților antibacteriene, gelul de aloe vera tratează mătreața, mâncărimile de la nivelul scalpului. De asemenea, este bogat în vitamine, în minerale, are o concentrație ridicată de enzime, ceea ce fac ca părul nostru să fie mai frumos, mai sănătos, mai catifelat, mai puternic. Dragilor, o să curăț frunza de aloe vera și o să facem gelul. Mie îmi place foarte mult această plantă. Să știți că se înmulțește foarte repede. Dacă cumpărați o plantă, o să vedeți că în câtva timp o să fac o grămadă de puiuți. Iarna o țineți în casă și o să aveți tot timpul aloe vera. Bun, dragilor, aici am pulpa frunzei, iar acum cu ajutorul unui mixer o să mixăm foarte bine pulpa și o să obținem gelul de aloe vera. Așa. Dragilor, am obținut aici gelul de aloe vera. Acum o să-l punem într-un bol și o să lăsăm spuma. Deci o să lăsăm gelul până se lasă spuma, da? Și după aceea continuăm rețeta. Uitați câtă cantitate am obținut. Bun, dragilor, am lăsat aloe vera să coboare spuma. Uitați, avem doar gelul. Iar acum, pentru a face această cremă, avem nevoie de aceeași cantitate de aloe vera, aceeași cantitate de unt de cocos, dragilor. Eu l-am pus aici și s-a întărit. După cum știți, untul de cocos la temperaturi mai mici de 23-24 de grade își schimbă starea, din stare lichidă în stare solidă. Despre ulei de cocos, ce să vă spun, că este folosit din ce în ce mai mult în cosmetică. Este un minunat aliat al frumuseții, este preferat nu doar pentru parfumul său, miroase foarte bine, mai ales pentru beneficiile pe care le are pentru față, corp și păr. De asemenea, are proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene, ce să vă mai spun, combate semnele îmbătrânirii pielii și creează o hidratare foarte eficientă, dragilor. Deci v-am spus câteva proprietăți a gelului de aloe vera și a untului de cocos. Iar acum haideți să mixăm aceste două ingrediente. Am aici același mixer în care am făcut gelul de aloe vera.
Iar acum o să punem aloe vera și untul de cocos. Ce bine miroase, dragilor! Dacă este bio, să știți că miroase mai puternic. Dragilor, am aici uleiul de cocos și aloe vera. O să-l punem la viteză maximă la mixat. Dragilor, crema este gata. Uitați, haideți să vă arăt ce consistență are. Dacă voi doriți ca și crema să fie mai consistentă, puteți adăuga mai mult unt de cocos. Mie însă îmi place așa cum este. Pe canalul meu mai aveți o rețetă cu gel de aloe vera și cocos, însă în acea rețetă am folosit gelul comercial. Acum am vrut să fac o rețetă cu planta de aloe vera. Așa. Wow! Uitați, dragilor, ce bine arată crema de aloe vera și cocos. Cum vă spuneam, are beneficii atât pentru piele cât și pentru ten. Puteți să o folosiți ca și o mască pentru păr dacă aveți părul foarte deteriorat, foarte uscat. O puneți pe păr și o lăsați cam o oră. După aceea spălați părul, o să vedeți diferența, o să vă spun de pe acum. Sau dacă nu, puteți să o folosiți ca și balsam pentru păr. Eu îl folosesc ca și balsam pentru păr, atât eu cât și fetele. Deci după ce ne spălăm părul, aplicăm această cremă, acest balsam natural. Uitați, dragilor! Vai, super! Îmi place crema asta la nebunie, dragilor! Ați văzut, din două ingrediente am obținut o cremă balsam pentru piele, pentru păr. Vreau să vă mai spun că această cremă stă în frigider timp de 15 zile. Dacă doriți să țină crema mai mult, puneți un conservant, dragilor, un conservant cosmetic. O să vedeți că este foarte hidratantă, atât pentru piele cât și pentru păr. Mie mi-este foarte dragă această cremă. Mi-am întins-o deja pe mâini, dragilor. E super hidratantă, emolientă pentru mâini și pentru piele. Deci v-am spus cum să o păstrați. În frigider să știți că se întărește datorită uleiului de cocos, dar odată ce o puneți pe piele sau pe păr, devine moale ca uleiul. Bun, dragilor, sper să vă placă această cremă super hidratantă, naturală, doar din două ingrediente, super naturale și super benefice pentru păr și piele. V-am pupat și ne auzim în următorul tutorial. Ciao, ciao, dragilor!